Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bună seara tuturor și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vieți schimbate. Suntem împreună și în această seară și aș vrea să vă împărtășesc una dintre frământările mele de-a lungul timpului legate de relaționarea cu un anumit tip de oameni. Aș dori să trecem dincolo de sfera aceasta a vanităților, a ambițiilor subiective care ne caracterizează pe toți și să vorbim câteva lucruri legate de principiul relaționării cu un anumit tip de oameni. Eram uh, tânăr în... Uh, pastorație și mi-aduc aminte că a un conflict într-una dintre biserici. Bineînțeles, am fost trimis ca să mediez, să sting focurile acolo, să îi împac pe oameni cumva cu forța, să îi fac să se simtă vinovați și unii și alții, deși în situația respectivă doar unul dintre ei era vinovat, iar celălalt era victimă în conflictul acela. Și am ajuns să nu mai pricep nimic. Se certase, unul dintre ei se luase de unul dintre frați, crease o problemă, un conflict, celălalt a fost lezat, a fost atacat, a fost învinovățit, a fost denigrat și du-te tu și împacăi pe oamenii ăștia. Bineînțeles, m-am dus la sfătuirea cuiva mai mare ca mine și în cele din urmă, după ce am dat cu bățul în cuibul de viespi, bineînțeles că m-am ales cu umflături, pentru că după ce am încercat să mediez acel conflict, am căzut tot eu rău, pentru că oarecum trebuia să fac lucrurile să pară gri, când erau alb și negru. Și n-am mai priceput nimic în situația respectivă, pentru că unul era vinovat, iar celălalt era o parte lezată în acel conflict. La care mi-a spus sfătuitorul meu, auzi, în situațiile acestea conflictuale, ambele părți sunt de vină. La care mi s-a făcut un scurt circuit așa la gândire și m-am gândit, măi, dar Omul ăsta este agresor, ăsta este victimă. Nu l-a provocat celălalt, el a sărit asupra lui, l-a învinuit, a produs conflictul, a produs cearta, a produs tot ceea ce este mai rău, iar celălalt n-a făcut altceva decât să încaseze. Cu ce este de vină omul ăsta? Și m-am gândit la exemplele biblice în care vorbim despre profeți, despre oamenii lui Dumnezeu, care au venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, clar, tranșant, și, automat, oamenii i-au urât și s-au pus într-o poziție destul de dificilă. Mă gândesc la Isus Hristos, care, de asemenea, a venit cu o misiune din partea lui Dumnezeu, cu un mesaj cât se poate de care a produs împotrivire. Mă gândesc la apostolii domnului Isus Hristos care pe unde mergeau și predicau evanghelia. Pe de o parte produceau pocăință, primirea lui Hristos în viața oamenilor, o adevărată revoluție spirituală, dar pe de altă parte produceau și o împotrivire soră cu moartea. Și întrebarea mea este, oare în toate conflictele este cineva vinovat și cineva care să fie nevinovat, în toate conflictele sunt toți cei implicați vinovați, pentru că, dacă e așa, atunci înseamnă că nu mai are rost să vorbim despre dreptate, despre corectitudine, despre momentele în care o parte agresează și cealaltă este lezată. Când ești implicat într-un conflict, automat ești vinovat. Ceea ce mi se pare cu totul și cu totul nedrept. Sfânta Scriptură vorbește despre situații în care trebuie să te depărtezi de anumiți oameni, să te distanțezi de ei pentru că sunt toxici sunt veninoși, sunt plini de ură, de ranchiună, de resentimente, au idealuri joase, au un nivel de gândire foarte jos și foarte otrăvitor pentru viața ta. Chiar Biblia recomandă să te depărtezi de anumiți oameni. Am spus și specific încă o dată, nu vorbim de vanități și de chițibușuri subiective, vorbim de principii. Vorbim de oameni care bârfesc, vorbim de oameni care stârnesc certuri, vorbim de oameni răutăcioși, vorbim de oameni care, acolo unde sunt, produc răzmeriță și neliniște și agitație, despre acești oameni vorbim. Da, bineînțeles, Evanghelia este pentru toți, vestea bună este pentru toți, predicarea este pentru toți, serviciile bisericii sunt pentru toți, dar vorbim despre anturajul pe care ți-l creezi, pe care ți-l conturezi, de oamenii pe care, dacă îi ții în preajma ta, te trag în jos, te fac să nu mai crești, te țin într-o energie joasă, negativă și epuizezi 10 vieți. Ca să relaționezi cu ei. Timp pe care dacă l-ai aloca în alt tip de relații, cu alt tip de oameni, ai fi mult mai câștigat și mult mai fericit și mai împlinit în viața ta. Poate că unii ziceți că e vorba de egoism, însă eu cred că este vorba de eficiență. Pentru că și Dumnezeu are limitele lui, are limita răbdării lui și pune anumite granițe. În ceea ce privește obrăznicia, în ceea ce privește mediocritatea, în ceea ce privește prostia, în ceea ce privește răzvrătirea împotriva lui. Aș vrea să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu acest tip de relaționări nepotrivite. De ce fel de oameni să te depărtezi? În Cartea Psalmilor, încă de la primul capitol. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. O fericire cu care începe Cartea Psalmilor. Și imediat mintea noastră presetată se gândește la oamenii care nu se duc la templu sau la biserică, la oamenii care nu citesc niciodată Scriptura, la atei și la bețivii și la oamenii de joasă speță care stau prin șanțuri sau prin nu știu ce baruri cu tot felul de obiceiuri nocive. Dar nu doar despre asta este vorba ci se referă și la oamenii care au astfel de apucături și obiceiuri, făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Aici nu specifică faptul că este vorba doar despre cei pe care i-am amintit prima dată. Fiți atenți! Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Sfori, culise, țepe, trase în biserici, da pune-l pe ăla, dă-l jos pe celălalt, ai auzit ce s-a mai întâmplat, ai auzit că a mers acolo, a făcut aia, s-a însoțit cu nu știu cine și tot felul de lucruri de genul acesta. Ani și ani și ani și ani. Și biserica este o trăvită de oamenii aceștia răi și de sfaturile lor rele. Și Scriptura spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, adică trebuie să te depărtezi, nici măcar să nu te oprești în preajma lor. Și nu se așează pe scaunul celor bazjocoritori. Ați întâlnit oameni bazjocoritori în biserici? ha, ah, 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 uite ce a făcut, uite acolo. Dai cu bârfa, dai cu bagiocura, dai cu zeflemeaua, dai cu veninul peste oameni. Zice? Scriptura depărtează de, de ei, nu sta în preajma lor, pentru că te virusează, te infectează, te otrăvesc. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Și aici noi am creat o imagine a unui om care reproduce în continuu psalmi și texte din Biblie pe din afară și care nu are în cap altceva decât rugăciuni și stă uh, în meditație toată ziua. Dar nu despre asta este vorba, dragilor, ci este vorba despre omul care are dreptatea și dragostea în inima lui tot timpul. Despre asta este vorba. Zi și noapte cugete la legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu înseamnă pe de o parte dreptate și pe de altă parte dragoste și bucurie. Omul acesta trăiește în dreptate, în dragoste și în bucurie. Zi și noapte este un izvor de viață, este ceva care pur și simplu te molipsește să fii mai bun, să fii mai entuziasm, mai plin de optimism. Și despre astfel de oameni, spune uh, cuvântul că sunt ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Nu știu dacă ați uh, trăit vreodată Încântarea de a mânca dintr-un pom care este în apropierea unei ape. Mi-aduc aminte, eram copil, la țară, în județul Arad, în uh, Comuna Beliu, era o vale numită Valea Ciobanilor. Treceai peste un câmp, așa, și după ce traversai o pășune, în marginea apei era. Un măr care făcea niște mere foarte bune, și acolo noi mergeam la scăldat și la pescuit. Ei, vă dați seama, stăteai 2, 3, 4, 5 ore toată ziua pe valea aceea la pescuit și te rodea foamea. Și până să ajungi acasă, căutai toți boscheții, toate pădurețele, toate porumbelele, toți pomii posibil și toate gorgoazele, cum spuneam noi ca să îți satisfaci foamea aceea care te lua. Făceai baie, stăteai la soare, îmblai toată ziua în aer liber și ajungeai la pomul acela lângă apă. Mânca mere, bineînțeles că ne țineau de foame până ajungeam acasă, că după aia nu se făcea mai foame, dar era o încântare să mănânci din pomul acela sădit lângă un pârâu. Da? Cineva a avut ideea aceea să pună în pășune aceea un măr. Era umbră, puteai să mănânci mere, stăteai puțin, îți potoleai foamea și apoi mergeai acasă. Despre astfel de oameni vorbește Scriptura. Spune că oamenii aceștia sunt ca un pom sădit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Oamenii buni sunt buni nu doar declarativ, ci sunt buni prin faptul că duc la bun sfârșit ceea ce încep. Sunt o mulțime de oameni cu vieți neterminate. Sunt o mulțime de oameni cu acțiuni neterminate care îi determină să aibă niște vieți mediocre. Când te uiți de școală, se apucă și de asta, și de asta, și de asta, și de asta. Nu termină nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta. De ce? Pentru că nu au o direcție în viață. Și pentru că nu au o direcție în viață, asta îi face să fie influențabili niște personalități subrede care invidiază pe ceilalți. Trăiesc în băltuța asta, călduța mediocrității, și acolo încep să-și arunce noroiul și veninul asupra celorlalți. Ai văzut bă, ce a făcut ăla, Ui, ai văzut uh, cum s-a împotmolit acolo, ai văzut ce eșec a avut, ai văzut cu cine umblă, ai văzut pe unde și-a uh, împleticit picioarele. De ce? Pentru că ei n-au un scop în viață și nu duc nimic la bun sfârșit. Că dacă ar fi focalizați pe o direcție, pe un scop măreț, n-ar mai avea timp de toate bălăcăriile, de bajocurile și de nimicurile din viețile altora. Sau de cele inventate despre viețile altora. Scriptura spune că omul neprihănit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi. Observați că răutatea este creionată aici într-un alt registru. Nu este vorba doar de Atitudine, de anumite simțăminte, de anumite chestii legate de o morală fariseică. Nu despre asta este vorba aici, ci este vorba despre roada vieții. Ești rău dacă nu îți fructifici viața. Ești rău dacă nu duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Ești rău dacă te ocupi de nimicuri de calomnieri, de bârfe și de lucruri de genul acesta. Ești rău dacă viața ta nu este o operă de artă. Ești rău dacă nu-i ajuți pe ceilalți să devină mai buni. În cheia aceasta este pusă ideea asta de răutate. Ca așa liste cu păcate și cu chestii moraliste știm să facem toți. Dar Dumnezeu zice, ceea ce mă interesează cel mai mult la tine este roada vieții tale. Unde duce viața ta? Spre ce? Spre cine? Ce rămâne în urmă? Și într-adevăr sunt mulți ale căror vieți nu spun nimic. Sunt mulți oameni care nu lasă în urma lor absolut nimic. A, împopoțonăm noi necrologurile acolo și încercăm să le înflorim ca a făcut, ca adres, dar de fapt e nimic. Și apoi, în versetul 5 spune Cartea Psalmilor: De aceea cei răi nu pot ține capul în ziua judecății. De ce? Pentru că ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. N-au greutate, n-au consistență. Ce să iei de la ei? N-ai ce să iei. Numai bârfe, vorbe goale, răutăți, trivialități, lucruri de nimic. Și cu astea se ocupă o viață întreagă, încercând să arate că au dreptate, încercând să dezbată lucruri care n-au nicio importanță, încercând să se certe cu unii și cu alții pentru o funcție în biserică sau nu știu unde, ca să își valideze o personalitate pe care nu o au. Și tot așa. Sunt ca pleava pe care o spulbere vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Deci observați că păcătoșenia nu este legată doar de niște acte. Punct aici, un punct acolo, un punct acolo și din astea drege o întreagă epopee în jurul unei persoane și îl punem la index și nu-l mai scoatem de acolo toată viața. Faptul că cineva a băut, a fumat, a curvit, domnule, l-am pus acolo la lista de persoane negative și de acolo nu mai iese. Dar Dumnezeu pune într-o altă lumină ideea asta de om rău. Om care își ratează menirea, om care își ratează potențialul, om care nu face nimic cu viața lui, om care se întovărășește cu oamenii de nimic, Om care seamănă zânzanie între semenii lui. Om care își folosește resursele și care le cheltuie pentru cauze care nu merită. Și de aceea zice Dumnezeu, ferice de omul care nu se întovărășește cu astfel de oameni. Sunt oameni de care trebuie să te depărtezi. Atunci când vorbea despre vremea sfârșitului, Sfântul Apostol Pavel face un portret al oamenilor de nimic din această vreme a sfârșitului. Și în 2 Timotei, capitolul 3, începând la versetul 1, el spune așa. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vor fi vremuri grele atât din punct de vedere a evenimentelor care se vor întâmpla, dar vor fi și mai grele din cauza faptului că oamenii vor deveni neoameni. Chiar Domnul Hristos spune că starea morală a oamenilor se va degrada și că oamenii vor fi vânzători și obraznici și pur și simplu lipsiți de orice formă de umanitate. Și aici Apostolul Pavel face o descriere a neoamenilor și a oamenilor care și-au mâzgălit divinul din ei. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, Totul gravitează în jurul sinelui. Observați și pe rețele de socializare, totul este despre sine, despre mine. Eu fericit, eu în contexte extraordinare, eu, 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 eu. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, mai au nicio teamă de Dumnezeu, de nimic, da? Neascultători de părinți, nemulțumitori. A, uite ce a făcut guvernul, uite ce a făcut cu tare. Nemulțumiți că salariile sunt mici, că în România se trăiește rău, că s-a întâmplat nu știu ce, că și lista poate să continue. Nemulțumiți, nemulțumiți. Apoi, fără Evlavie, fără teamă de Dumnezeu, fără dragoste firească nici păcatul nu mai e ce a fost înainte, nici curvia nu mai este ce a fost înainte. Era o anumită formă de curtoazie elegantă, chiar în escapadele astea amoroase și aventuroase. Acum e golit de tot. Nu mai există eleganță, nu mai există rafinament, nu mai există bun simț, nu mai există nimic. Oamenii nici măcar dragoste firească nu mai au. Nu mai au dragoste firească nici în legăturile lor de rudenie. Nu mai există acel lipici al dragostei, care te ținea legat de familie, care te ținea legat de un anumit anturaj, care te ținea legat de glie, de țară, de valori. Nu, no, dragoste firească, de unde? Nici asta nu mai există. Devii un cetățean debil, idiot, planetar, cărui se bagă cipul în cap, totul gravitează în jurul sinelui, și dacă are om o pungă de cipsuri, una de alune, o sticlă de suc din ăla carbogazos, negru, și dacă mai ai și o vacanță și poți să mai faci câteva weekenduri din astea pe aici și pe acolo, el e mulțumit. Nu are alte idealuri mai mari în viață. Nu trebuie să facă mare lucru. El este mulțumit cu atât. Spălat la creier, spălat de sentimente, spălat de afecte naturale față de ceilalți, el nu mai are mamă, nu mai are tată, nu mai are nimic. Totul este gol, sec, tabula rasa. Fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați și încăpățânați. Nu îl convingi pe el. Ce să-l convingi că a greșit sau că a făcut ceva? Nu. Trebuie să-i dai 1100 de argumente și el spune tot nu. Da? Da. Neînduplecați clevetitori, adică bârfitori. Observați ce se vinde cel mai bine, bârfa, showbizul, cancanurile, lucrurile de nimic. De ce? Pentru că personalitatea oamenilor este de nimic. Fă o emisiune de calitate, transmitește valori sănătoase și o să vezi care e audiența. Vorbește nimicuri, trâncănește chestii negative și ai să vezi că bubuie. De ce? Pentru că oamenii vor asta. Oamenii sunt pasionați de negativ, sunt dependenți de negativ, de bălăcării și de nimicuri de păcat, de lucrurile astea care, care îl fac pe om să se simtă bine într-o mediocritate imbecilă, mediocră, lipsită de inteligență și lipsită de orice valoare. Acolo se simte bine, ăla este nivelul lui. Și dacă toate înălțimile sunt coborâte la nivelul mediocrității, omul este mulțumit și zice ha, like, like, like. Se zice în franceză în lumea universitară despre le like putin, adică like-ul curvă. E o expresie dură, dar asta este realitatea. Un like care oferă valoare și notorietate nimicurilor personale și nimicurilor în materie de valori. Le like putin. Like-ul desfrânat, care validează nu în valorile. Despre asta vorbim. Apoi, să ne înfrânați, ne îmblânziți, ne iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Știți că se zice că prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul, e o zicală din, din bătrâni. Iubitori mai mult de plăceri, decât iubitor de Dumnezeu. Având doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, da, religios, dacă vine o cununie, un botez, o un nuntă, ai toată lumea la biserică, dar după aia trăiască și înflorească, nicio problemă. Fiecare cu problemele lui. Și dacă vreți dovadă, Duceți-vă când sunt sărbători, indiferent de sărbătoare, da? de biserică, duceți-vă când sunt sărbători sau sfinți, duminica sau anumite zile libere, să vedeți unde vedeți mai mulți oameni, la biserică sau la mici și la bere și la bătut ceambura pe, pe câmpi. O să vedeți care sunt valorile majorității oamenilor. Și ăștia se declară creștini și spun, vai, noi ne temem de Dumnezeu, noi, 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 noi. Dar de unde? Povești și spune că oamenii aceștia au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Și noi zicem, o, oh, du-te și pocăiește și caută și stai în preajma lor și încearcă să faci nu știu ce. Pavel zice foarte clar, depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de oamenii aceștia. De ce? Pentru că te vor trage în jos și pe tine. Am avut o dezbatere împreună cu părintele Trifa într-o emisiune pe care vă recomand și dumneavoastră, legată de adaptarea Bisericii la nevoile societății. Și în comentariile pe care le susținea dumnealui, legat de adaptarea Bisericii la nevoile societății și Adaptarea asta mă refer la coborârea standardelor bisericii, nu la adaptarea metodelor evanghelistice. Aș vrea să nu facem confuzie aici. Vorbind despre adaptarea bisericii la nevoile societății sau pseudonevoile societății, spunea Dumnealui despre biserica pe care o reprezintă și aici nu cred că este vorba de, doar despre biserica pe care o reprezintă, ci este vorba în principiu de mai toate bisericile că biserica lui s-a adaptat foarte bine la nevoile societății. A acceptat tot ce se poate în materie de păcat, de sodomie, au hirotonit sodomiți, au fost atât de toleranți cu ei și ghiciți ce? Te-ai fi așteptat ca biserica să fie plină. Da, de unde? Este goală, bate vântul. Și așa se întâmplă. Societatea nu are nevoie de biserică Societatea are nevoie de biserică doar să o coboare la nivelul ei, să justifice actele în materie de păcat. Însă, Pavel spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Dar ce mai ziceți că oamenii aceștia făceau și fac parte din biserică despre care vorbește aici, că dă două exemple despre Iane și Iambre despre oamenii care învață la nesfârșit se duc și dezbat și bat firul în patru, a, că asta e așa că asta e dincolo și pe teologii, pe impresii pe tot felul de discuții sterile care nu duc nicăieri, care nasc certuri și ce Pavel depărtează-te de oamenii aceștia, pentru că n-au rod, n-au consistență sunt printre ei unii care se vără prin case și mumesc pe femeile ușurate, ce îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Eventual se sclerozează cu niște fraze frumoase, cu niște lucruri învățate de la alții, cu niște formulări pioase, confesionale, imediat cum ai auzit anumite expresii, știi de la ce confesiune vin, pentru că fiecare confesiune și-a făcut limbajul ei de lemn, șabloanele ei de lemn, ca să se prezerveze de ceilalți și să se apere de contaminarea cu ceilalți. Și oamenii le-au luat de bune și consideră că ei sunt apărători a adevărului. Dezbat tot în termenii aceia, cu același limbaj de lemn, cu aceleași argumente de lemn de zeci de ani, nu-și mai îmbunătățesc argumentarea sau cercetarea cu nimic și spun că ei sunt deținători a adevărului. Depărtează-te de oamenii aceștia, ce Pavel. N-ai ce face cu ei. Sincer să fiu... Prefer compania unui ateu care mă învață ceva și de la care am ce lua decât compania unui așa zis credincios care se bălăcește în zona mediocrității. Și poate că unii o să mă condamnați pentru asta, dar decât să stau în compania unui așa zis credincios, care nici credincios nu e, nici virtuos, nici cult, nici realizat pe plan material, prefer să stau cu un ateu care zice că nu crede în Dumnezeu, dar de la care am ceva de învățat. Sunt mai câștigat decât să dădăcești niște oameni care pur și simplu nu vor să se schimbe, nu vor să-și ridice nivelul spiritual, cultural, financiar, ca aspirații de viață și stau tot acolo într-o mocirlă a gândurilor negative și mediocre, decât să stai acolo, mai bine interacționez cu oameni care spun din start, domnule, eu nu am nicio treabă cu biserica, dar am preocuparea asta, asta, asta. Și cel puțin știi că primești ceva pe o anumită linie. Îmi place foarte mult personalitatea lui Benjamin Franklin. Citesc o carte pe care vă recomand, povestea vieții mele, Benjamin Franklin, o autobiografie a sa, în care își descrie viața, în care își descrie obiceiurile care l-au făcut una dintre personalitățile marcante care au pus bazele Statelor Unite. Și am fost curios să văd cum omul acesta a reușit să facă atât de multe lucruri într-o viață scurt cât putem trăi și noi într-o viață de om a reușit să facă lucruri remarcabile scriitor, filozof, om de stat, om de știință, tipograf și alte și alte lucruri extraordinare. Îl găsiți și pe bancnota de 100 de dolari. Poate că unii dintre voi îl știți doar de acolo. Dar vă rog, studiați personalitatea acestui om și poate că vă veți lega o, oh, că a fost mason, că a fost a avut o lojă și așa mai departe. Dragii mei, nu luați lucrurile ca oamenii bătuți în cap. Mi-aduc aminte că imediat după Revoluție am distrus tot ce a fost legat de comunism doar pentru că a purtat marca Comunismului. Mi-aduc foarte bine, așa cum aminte, când mergeam pe cheile Bicazului, era o seceră și un ciocan și stema României sus, sus, pe o creastă de munte și se puteau vedea de jos, din vale, din serpentine. Ei, imediat după Revoluție, au avut grijă să le taie de acolo, că, domne scăpăm de cei comunisti. Am scăpat de simbolurile comuniste, am dat uh, tot ce înseamnă simboluri comuniste din instituții, am distrus. CAP-uri, am distrus industrie, am vândut tot ca să scăpăm de comunism. O mentalitate capsată care vedeți bine unde a dus. Am stricat ce a fost bun și am considerat că tot ceea ce vine din Occident este de dorit, este deprimit. Nimic mai păgubos ca această mentalitate. Ei, omul acesta și-a creat un grup al lui de oameni, un club numit Junto, în care a adunat oameni din mai multe bresle, din mai multe domenii, care doreau să se dezvolte. Erau deja realizați. Unii aveau afaceri, alții ajutau oameni sau lucrau pentru oameni care aveau afaceri sau anumite manufacturi, și au dorit să creeze o altfel de societate. Au creat o bibliotecă la nivel. Național și o rețea de biblioteci la nivel național, prin care au ridicat nivelul cultural și de gândire al americanilor. Câțiva dintre oamenii cu care s-a însoțit omul acesta, unul dintre ei era Joseph Brintal, un copist de acte pentru notari, un om de vârstă mijlocie, bine dispus și prietenos un mare iubitor de poezie care citea tot ce găsea și scria poeme destul de acceptabile, spune el, foarte iscusit în tot felul de glume și purta conversații foarte interesante. Apoi, Thomas Godfrey, un matematician, Nicholas Scull, un topograf și apoi topograf general, care iubea cărțile și uneori scria versuri, William Persons, un cizmar de meserie care iubea cărțile, învățase multă matematică, studiind-o mai întâi ca să învețe astrologia, de care ajunsese să râdă apoi și el a devenit topograf general. William Morridge, tâmplar, mecanic, foarte îndemânatic și un om robust și practic, Apoi Robert Grace, un tânăr gentleman cu oarecare avere, generos, plin de viață și de istețime, iubitor al jocurilor de cuvinte și prieten al prietenilor săi. Câțiva dintre cei care au stat în anturajul lui Benjamin Franklin au fondat acel grup Junto, care a stat la baza ridicării națiunii Statelor Unite. Uitându-mă la astfel de personalități, la astfel de oameni, stau și mă întreb, oare noi în biserici să permitem atâta mediocritate și atâta prostie și nu doar că să le permitem, să le mai și ridicăm în funcții, să mai și avem răbdare zeci de ani cu astfel de oameni care pur și simplu otrăvesc bisericile. Și tot mergem să-i dădăcim dar stai cu minte, dar da, da, nu fi așa, dar nu te supăra. O, oh, te-ai supărat, ești. Hai că te mai consiliem, hai că mai facem cinci comitete, hai că mai stăm să uh, ne rugăm șapte ani pentru tine, ca să rămâi la fel de capsat, și la fel de nemintos, și la fel de răutăcios, cum ai fost înainte, fără nicio urmă de schimbare. Și, bineînțeles, că frustrarea este foarte mare, pentru că timpul alocat acestor oameni este foarte mult. Pe care dacă l-ai aloca altor oameni care au într-adevăr nevoie, ai avea un beneficiu mult mai mare. Și aici n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc de oamenii care păcătuiesc sau de oamenii care greșesc, pentru că toți greșim. Toți avem nevoie de sfătuire, toți avem nevoie de păstorire, toți avem nevoie de încurajare, toți avem nevoie de un nou început și de o nouă șansă. Dar aici nu vorbim despre asta. Aici vorbim despre oameni care s-au canalizat spre rău. Despre oameni care trăiesc bine în sosul acesta toxic și caută să atragă cât mai multă lume în jurul lor, caută să aducă adepți și caută să își creeze o microsocietate de suporteri care să încurajeze în continuare în prostia și în răutatea lor. Și Biblia spune, depărtează-te de oamenii aceștia pentru că îți aduc numai dezavantaje de servicii și te trag în jos. În epistola sa către Tit, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre mai multe lucruri anormale care se petreceau în bisericile pe care le înființase și pe care Tit le-a păstorit ulterior, a pus prezbitere în ele și... După plecarea sa, după ce l-a lăsat și l-a împuternicit să pună prezbiteri, Pavel i-a dat sfaturi lui Tit legat de profilul prezbiterului, cum să fie prezbiterul, legat de femeile din biserică, de ce să se preocupe, care să fie ocupațiile lor. Ea a vorbit despre har, ea a vorbit despre statutul robilor. Cum să se comporte cu stăpânii lor pământești, deși era o societate abuzivă din punctul ăsta de vedere, era o societate sclavagistă, și printre altele îi spune cum să se comporte și cu oamenii care sunt aplecați spre ceartă, spre negativism, spre gâlceavă. Fiți atenți ce spune. Capitolul 3 din Tit, versetul 9, 10 și 11. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăel privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mostrare, fiți atenți, după întâia și a doua mostrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Păi de mine. Păi e ghiulea de tun, mă, fraților. Gândiți-vă ce revoluție ar fi în bisericile noastre dacă îi oferi șansa unui certăresc de felul ăsta care toată viața să bate, să fie undeva, să iasă, deși el ca valoare este mediu sau submediu și caută să-i calce în picioare pe ceilalți. Dacă după întâia și a doua mustrare l-ai lăsat în pace. Și spune, bă băiete, vezi de treaba ta. Ne-am lămurit cine ești, asta este imaginea ta, dacă vrei să te corectezi, te ajutăm, dacă nu, lasă-ne în pace. Fiți atenți, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind o osândit. Și noi facem tot felul de adunări și de comitete și cocoloșim. Dragul meu, dar de ce te-ai supărat? Dar de ce nu saluți ca un om civilizat? De ce nu întinzi mâna la biserică? De ce nu comunici? De ce nu știi să dai un zâmbet? De ce nu saluți? Întâlnești profiluri din astea de creștini, din astea care desupărați ce sunt pe nu știu ce, nici măcar nu-ți întind mâna și trec cu gura strâmb așa pe lângă tine și nici măcar nu te salută. Sau dacă zâmbesc, zâmbesc așa crăpat și forțat. Păi tu te dragul meu, dacă, dacă nici măcar maniere nu mai ai. Atunci, pentru ce să te duci acolo? Zice clar cuvântul, ești un osândit și un stricat. După întâia și a doua mostrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind o sândit. Înțelegeți? Noi am învățat să îi protejăm, să fim foarte cu mănuși de catifea, cu abuzatorii și cu cei care sunt niște personalități toxice, aducând frustrare în jurul oamenilor care poate sunt mai sensibili, care cedează și zic, A, lasă, de dragul păcii, nu, dragii mei. Pacea aceasta nu este duhovnicească, este nedreaptă, este drăcească și infectează toate bisericile. Pentru că dacă am fi mai categorici și dacă am fi mai radicali în ceea ce privește răutatea și în ceea ce privește pe cei care aduc dezbinări, sunt sigur că am fi mult mai câștigați. Dar trăind în starea asta, în pacea asta de compromis, credem, avem impresia că lucrurile merg oarecum bine. Evităm conflictele de genul acesta ca să nu fie supărare, să nu-i trezești pe hipopotamii ăștia, să-i lași în pace să facă ce vor. Făcându-i pe ceilalți să trăiască simțăminte de frustrare și să trăiască simțăminte de neîmplinire, pentru că nu sunt atât de vocali și nu sunt atât de feroce cum sunt ceilalți. Și ori devin niște oameni care nu mai zic nimic niciodată, ori părăsesc biserica, ori îi fac să sufere pe oamenii aceștia pentru că ei nu sunt auziți, ascultați niciodată. Pentru că ceilalți întotdeauna sar în față. Iar ei pleacă capul în jos și preferă să trăiască într-o pace a compromisului. Dar asta nu este dreptate, dragilor. Asta nu este voia lui Dumnezeu. Asta nu este ceea ce își dorește Dumnezeu de la biserica lui. Aduceți-vă aminte că în situații de felul acesta, Pavel îl mustră pe Petru și spune, băi, ești fățarnic. În situații de felul acesta îi spune Pavel, unuia care era fiul dracului, fiul dracului și dușmanul oricării neprihăniri, până când sucești tu căile lui Dumnezeu și te pui de-a și lucrării lui Dumnezeu. Fățarnici, obraznici, morminte văruite, spune Domnul Hristos, fariseilor, profeții, uitați-vă cum mustră de clar derapajele acestea ale răutății. Nu alea moraliste, că ai făcut aia, te-am văzut atunci, că ai făcut, că te-ai dus, că ai fost cu nu știu cine. Nu despre asta este vorba. Noi ne ascundem în spatele acestor paravane fariseice ca să mascăm lipsa noastră de consistență și o traiectorie a vieții care este îndreptată spre o direcție total, total greșită. Dar nu despre asta este vorba. Și Pavel, depărtează-te de oamenii aceștia lasă-i în pace. După prima și a doua mostrare, depărtează-te de cei ce stârnești certuri. Pentru că n-ai nevoie de compania lor, n-ai nevoie de o travă lor, n-ai nevoie de ceea ce îți oferă în materie de răutate mascată într-o haină foarte frumoasă, sclipitoare de aparentă sfințenie. În 1 uh, Timotei, capitolul 5, Pavel mai spune ceva legat de oamenii care se ceartă legat de învățătură. Sunt unii care, domnule, sunt maestri în a despica firul în patru și în a face din asta o adevărată artă de a fi. Și spune de la versetul 3, în 1 Timotei, capitolul 6, Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, Ba, în care boala cercetărilor fără ros și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Adică de oamenii care fac politică cu scriptura. De aceea care dezbat și nu mai învață niciodată, de aceea care despică firul în patru doar de dragul dezbaterii, dar discuția aia nu duce nicăieri. Și sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, se întâlnesc la biserică, dezbat aceleași lucruri și viața lor nu se schimbă deloc. Și ce Pavel, ferește-te de astfel de oameni. Depărtează-te de cei lumești, de cei care au standarde joase nu considera că îi faci un serviciu lui Dumnezeu faptul că tu te însoțești cu oameni de felul acesta care te pot contamina și pe tine. Asta nu înseamnă că tu să devii elitist sau că îi disprețuiești pe oameni. Nu! Dar dacă vezi că omului îi place să trăiască într-un anumit fel, lasă-l în pace, îi spui odată, îi spui de două ori. Fratele meu, îmi pare rău. Dar eu nu pot să mă cobor la nivelul acesta de discuții, de preocupări, de atitudine față de ceilalți. Dacă tu vrei să rămâi, foarte bine tu rămâi acolo, eu îmi văd de drumul meu. Și găsesc alți oameni binevoitori, alți oameni care au alte preocupări, alte aspirații, alte idealuri. Pentru sănătatea ta spirituală, îți recomand, pe baza Scripturii, să te depărtezi de anumiți oameni. Pentru sănătatea ta spirituală, îți recomand să te duci spre oamenii care vor să facă ceva din viața lor. Atât din biserică, cât și din afara bisericii. Pentru că, așa cum spune Hristos, de multe ori, fiii întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii. S-au prostit cu lumina în față și au devenit mai netoți și mai nemintoși decât cei care nu stau cu Scriptura în mână. Și te duci acolo să vezi cum se organizează, cum acționează. Cum organizează viața, ce fac ca să-și atingă scopurile și planurile, și mai înveți, și de acolo, niște lucruri care îți folosesc. Ei și de acolo. Ei și de la oamenii credincioși care îl iubesc pe Dumnezeu și care vor ca viața lor să arate într-o formă care îi place lui Dumnezeu. Dacă vrei ca viața ta să conteze cu adevărat, dacă vrei să realizezi lucruri mari, Depărtează-te de oamenii mediocri și de cei care vorbesc doar și în urma lor nu lasă nimic. Apropie-te de oamenii credincioși, de oamenii care au idealuri, de oamenii care au realizări, de oamenii care vor să crească. Și în felul ăsta viața ta va arăta cu totul și cu totul altfel. Dacă vrei cu adevărat să însemni ceva și să realizezi ceva în viața ta, Depărtează-te de oamenii toxici și de oamenii care au idealuri joase. Depărtează-te de oamenii aceștia. Este sfatul scripturii. Dacă vei rămâne acolo, vei deveni ca ei. Și viața ta va fi un alt trebut, o altă piesă de aruncat la gunoi, pentru că nu are consistență, nu are valoare. Este pleavă. Nu te însoți cu oamenii baciocoritori, cu oamenii bărfitori, cu oamenii răutăcioși, cu oamenii care n-au idealuri și realizări în viață. Însoțește-te cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, cu oamenii care vor să facă ceva din viața lor, care au idealuri, care îi iubesc și care vor, într-adevăr, ca viața și locul în care sunt să devină mai bune și lumea aceasta să devină un loc mai bun. Depărtează-te de oamenii de care am vorbit, apropie-te de oamenii despre care vorbește Pavel. Asta este recomandarea mea așa Scripturii. Dacă vrei să însemni ceva, depărtează-te de toți oamenii care aduc negativism, mediocritate și lucrurile joase în viața ta. Apropie-te de aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și de aceia care vor cu adevărat ca lumea să fie un loc mai bun.